Voiculescu, ca să trecem un pic și la politică, visează la o nouă suspendare a președintelui Traian Băsescu, cum visăm noi la tigruța asta lui Andreea Marin. El profită practic și de, cum să spun, de șoaptele lui Traian Băsescu. Deci ce vorbește cu mâna la gură Traian Băsescu interpretează Dan Voiculescu. Dacă Băsescu spune, tăle, cred că pentru asta aș putea să fiu suspendat. Gata. Varanul imediat aplică sau nu cred că voi fi suspendat dacă spun ceva. E, ba da, zice Varanul, uite, chiar pentru asta te vom suspenda. Și el trăiește încă în această idee că mai poate să mai facă o suspendare. Bine, asta e pentru proștii lui. V-am explicat, dragi telespectatori, nu se mai poate face o suspendare a președintelui, că nu este de acord Europa. Nu este de acord Arșu Barroso, nu sunt de acord ăștia. Da? Nu se mai poate. Deci niciodată, orice s-ar întâmpla, Traian Băsescu va rămâne până își încheie mandatul. Nu ne mai dau aia voie. Nu ne mai dau voie, nici nu mai putem să facem. Dar așa, de la suprafață, putem să ne lăudăm. A doua